Stimată doamnă secretar general Lilia Palii, stimați domni și doamne consilieri, onorată asistență, secretar general și secretar de stat, bună ziua și vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a participa astăzi la conferința finală a programurilor grupurilor de excelență ale diasporei. Și pentru că este o conferință finală, ar presupune încheierea unui proiect realizat pe parcursul a mai mult de un an, în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea Republica Moldova. Proiectul totalmente a fost acoperit din fondurile UIM și ne bucură acest fapt, iar în domeniul relației cu diaspora, programul Guvernului pentru anii 2016-2018 a presupus inclusiv activitățile acestui grup de excelență ale diasporei, care au fost realizate în special în ultima jumătate de an de către persoane înalt calificate din afara țării care s-au implicat activ în ceea ce numim noi elaborarea de politici publice. Aș menționa o altă componentă a acestui program important și anume centrele educaționale deschise în afara țării și aș aduce mulțumiri în special echipei de experți care au lucrat împreună cu doamna Lucia Cucu la ceea ce numim noi curicula de studiere a limbii române în afara țării sau în diasporă. Și astăzi vor fi prezentate de asemenea aceste curicule, ghid, materialele elaborate în cadrul acestui proiect pentru centrele educaționale din afara țării. Acest program al grupurilor de excelență ale diasporei presupune nu doar prioritățile naționale și angajamentul Guvernului Republicii Moldova și punerea în aplicare a obiectivelor pe care și le-a propus, dar și maximizarea impactului pozitiv al migrației, anume prin implicarea celor din afara țării, prin faptul că ei au lucrat pe parcursul acestor luni pro bono, dar au reușit să facă recomandări utile, credem noi, oamenilor implicați împreună cu ei în elaborarea acestor politici publice. Sub egida Guvernului și cu participarea Oficiului Prim-Ministru, experții din grupurile de excelență ale diasporei au fost cei care au oferit consultanță instituțiilor guvernamentale în procesele de elaborare sau de implementare a politicilor publice naționale, au formulat recomandări și inițiative de îmbunătățire a acestor servicii publice, de asemenea, au contribuit prin transfer de experiență, creativitate și inovație, prin caracterul pragmatic și aplicativ, la impulsionarea dezvoltării sectorului public și privat. Deci, este important să exprimăm gratitudine, în special experților înalt calificați din diasporă, pentru expertiza acordată în elaborarea propunerilor de politici publice, în ceea ce sporește, de fapt, activitatea și funcționarea instituțiilor publice, reprezentanților instituțiilor publice care au beneficiat, dar în special pentru deschiderea lor față de expertiza din afară și față de disponibilitatea de a asimila această expertiză, și partenerului de dezvoltare, Organizația Internațională pentru Migrație, în special pentru suportul acordat în implementarea acestui program. Deci, expertiza și experiența acumulată în urma recomandărilor și punerea în aplicare acestui mecanism de lucru între cei din afara țării și respectiv persoanele implicate din cadrul Guvernului Republicii Moldova, dar și universități, alte instituții, este apreciată atât de noi cât și de alți oameni care au apreciat anume transpunerea în fapte a ceea ce numim noi transferul de know-how din diasporă în Republica Moldova. Este oportun ca prin intermediul Cancelariei de Stat să fie examinate perspectivele de atragere a experților din diasporă în procesele de luare a deciziilor publice, formarea unui așa numit, dacă doriți, comitet de consiliere științifice în domeniul prioritar pentru Guvernul Republicii Moldova. Și anume aici aș menționa domenii cum ar fi economia bazată pe cunoaștere, transfer de cunoștințe, tehnologie informațională, agricultură, dar și design. Vă mulțumesc și confirm deschiderea noastră față de ceea ce ați reușit dumneavoastră în afara țării și pentru ceea ce ați reușit să faceți elaborând împreună cu persoane responsabile din instituții politici publice. Vă mulțumesc!
Stimați colegi, vă salut în incinta Guvernului. Vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a participa la ultima ședință a Comitetului Coordonator al Proiectului Consolidarea Capacităților de Dezvoltare a Moldovei prin crearea parteneriatelor dintre diaspora și țara de origine, implementată în parteneriat de către Cancelarea de Stat, Oficiul Prim-Ministrului și Biroul pentru Relații cu Diaspora din cadrul Cancelarei de Stat. Într-adevăr, cum a menționat și doamna Olga Coptu, șefa biroului relații cu diaspora, acest parteneriat a fost extrem de important pentru noi, un parteneriat care a durat pe o perioadă de 30 de luni, care se finalizează astăzi și ședința sau evenimentul de astăzi este un bun prilej pentru a discuta rezultatele acestui proiect, pentru a ne gândi dacă această cooperare poate fi extinsă, dacă avem suficiente surse pentru a menține acest format de cooperare și, folosind acest prilej, exprim în alta noastră recunoștință Organizației pentru Migrație, misiunea în Republica Moldova, pentru acest parteneriat. A fost menționat că în perioada 1 decembrie 2015, 30 aprilie 2018, prin intermediul Fondului de Dezvoltare a acestei organizații, Republica Moldova a beneficiat de un grant de 200.000 dolari SUA, care a permis susținerea activităților în cadrul acestui acord de cooperare. Vreau să menționez că activitățile acestui acord de cooperare sunt în linie cu obiectivele de dezvoltare durabilă asumate de Republica Moldova în contextul Agendei 2030. Angajamentele Agendei 2030 sunt și în conexie angajamentelor asumate de către Guvernul Republicii Moldova în cadrul acordului de asociere, se regăsesc în programul de activitate a Guvernului. Și de asemenea aș menționa în mod special Strategia Națională Diaspora 2025. În cadrul proiectului DAT, doamna Coptu a menționat că s-a lucrat pe două dimensiuni. În special a fost susținut activitatea centrelor educaționale din diasporă pentru păstrarea identității naționale, culturale și lingvistice cu țara de origine Republica Moldova. Profesorii și copiii din 10 centre educaționale din Kazahstan, Canada, Italia, Irlanda, Belgia și Franța au beneficiat de instruiri, suport metodologic și de materiale didactice din cadrul proiectului. Cu suportul experților Asociației ANTEM, a fost elaborat curriculumul în limba română, au fost elaborate ghiduri de implementare a curriculumului și materiale didactice auxiliare pentru suport în procesul de instruire a copiilor din aceste centre educaționale. Vreau să menționez că curriculumul a fost evaluat și aprobat la Consiliul Național pentru Curriculumul din cadrul Ministerului Educației. O altă dimensiune a acestui program de cooperare a ținut de susținerea formării grupurilor de excelență ale diasporei. Mecanism funcțional de atragere a experților înalt calificați în procesele de elaborare de politici publice pe domenii strategice de dezvoltare social-economică a Republicii Moldova. Astfel, au fost în cadrul acestei dimensiuni a proiectului, au fost stabilite cinci componente sau grupuri tematice asupra cărora sau în cadrul cărora au lucrat în parteneriat reprezentanții din diaspora și reprezentanții autorităților publice din Republica Moldova. În cadrul acestor grupuri tematice, deci, au fost elaborate propuneri de politici publice pe următoarele domenii: domeniul cercetare și economie. Aici s-a lucrat nemijlocit pe reforma
știință și inovare și a fost o conlucrare strânsă între reprezentanții din diasporă și consilierii din cadrul oficiului prim-ministrului. A doilea grup tematic a vizat domeniul mediului. Aici a fost stabilită o cooperare extinsă între reprezentanții diasporei și Academiei de Științe și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului. Al treilea domeniu vizează cooperarea și consolidarea relațiilor cu diaspora. S-a lucrat în special în vederea consolidării capacităților instituționale a Biroului Relații cu Diaspora și a elaborării de politici publice pe acest domeniu. Domeniul 4 a vizat domeniul juridic. Aici am poate fi notificată o cooperare strânsă și elaborare de politici publici, în special cu reprezentanții Ministerului Justiției. Domeniul 5, domeniul medicină, aici atestăm o cooperare între reprezentanții diasporei și Universității de Stat din Republica Moldova. Sper că astăzi vor fi prezentate rezultatele de către reprezentanții din cadrul acestor grupuri tematice și dumneavoastră o să puteți singuri vedea cât de benefice sunt rezultatele acestei cooperări. Așa cum a fost menționat, rămâne ca să decidem dacă ne putem permite ca această componentă de cooperare sau acest acord de cooperare să fie extins și vom avea discuții și cu reprezentanții organizației internaționale pentru migrație. Posibil că astăzi o să avem și careva noutăți în acest aspect. Vreau încă o dată să menționez importanța acestui exercițiu. Vreau să menționez că rezultatele au adus la consolidarea capacității instituționale, autorităților publice centrale, transferul de cunoștințe și know-how. De asemenea, au fost extrem de valoroase și pe această cale vreau să menționez, să vă mulțumesc la toți cei care ați cooperat în cadrul acestui exercițiu. Mulțumesc! Cred că acum ofer cu deosebită plăcere cuvânt domnului Ghenade Crețu, care este conducător de program în cadrul Organizației Internaționale pentru Migrație, Oficiul Republica Moldova. Bună dimineața, vă mulțumesc mult, stimată doamnă secretar general al Guvernului, stimate doamne, stimați domni, vă mulțumesc pentru că ați ales să fiți alături de noi în dimineața aceasta. OIM, Agenția ONU pentru Migrație, susține eforturile Guvernului Republicii Moldova de a fortifica relația cu diaspora. Diaspora fiind un actor foarte și foarte important în dezvoltarea Republicii Moldova, cu un potențial încă pe departe definitiv neexplorat, nevalorificat. Proiectul despre care vorbim astăzi, ia sfârșit, a fost un proiect mic, dar în același timp un pas foarte și foarte mare în construirea unui model nou, inovativ, de atragere a expertizei diasporei înalt calificate, diasporei noastre. Deci în anii 90 au plecat mii de oameni din domeniul cercetării și dezvoltării, mulți dintre care au reușit să se integreze peste hotare în instituții de cercetare, instituții private, publice, care au făcut și o carieră de invidiat. Ei cunosc foarte bine Republica Moldova, cunosc provocările cu care ne ciocnim, iar modelul acesta de atragere a know-how-ului, expertizei, a inovațiilor, răspunde exact acelei provocări. Cum să asiguri atragerea expertizei de cea mai bună calitate pentru eforturile de modernizare, de reformare a Republicii Moldova. Cu această ocazie mulțumesc reprezentanților Cancelariei de Stat, conducerii Cancelariei de Stat, Biroului pentru Relații cu Diaspora, tuturor consilierilor primului ministru pentru implicarea activă în acest model nou de cooperare numit grupurile de excelență a diasporei. Suntem într-adevăr în așteptarea unei confirmări de prelungire, de continuare acestui proiect.
rezultatele preliminare demonstrează necesitatea continuării și replicării acestui model pentru a-l transforma în unul durabil, a-l permanentiza, grație faptului că există interes. Am văzut, deși grație unui scepticism inițial din ambele părți, a existat interes și a existat și o contribuție sub forma acestor cinci propuneri de politici publice, dar vrem să mergem dincolo de aceste prime cinci propuneri, dincolo de aspectele formale, ce a contat a fost acest dialog. Dialog sincer, există deja și concepte ale unor activități care vor continua dincolo de acest proiect. Aș prefera să ofer mai mult cuvântul participanților, membrilor acestor grupuri de excelență. Acum doar mulțumind încă o dată pentru suport, pentru cooperare și să amintesc că respectiva activitate a fost posibilă grație patronajului egidei premierului Republicii Moldova. Vă mulțumesc mult încă o dată și vreau să doresc succese lucrărilor prezentei conferințe. Vă mulțumesc. Domnul Crețu, noi vă mulțumim. Stimați colegi, acum propun să trecem nemijlocit la agenda ședinței comitetului și, după cum am enunțat anterior, astăzi ne-am propus ca agenda să avem și prezentările reprezentanților grupurilor de excelență, în cadrul cărora vor fi prezentate rezultatele activității în cadrul acestora. După cum a menționat domnul Crețu, într-adevăr, primele cinci grupuri tematice putem să le considerăm că au fost și în regim de pilotare. Acum rămâne să vedem, în baza rezultatelor, să vedem cum putem să dezvoltăm aceste parteneriate și în continuare, fie că pe platforma acestor cinci grupuri tematice, dar sigur că ne-am dorit să avem și o extindere și pe alte grupuri tematice, acoperind și alte domenii de interes național. Acum, cu deosebită plăcere, îi ofer cuvântul domnului profesor Ion Toma, profesor la Clinica Medicală a Universității din Washington, SUA, care ne va prezenta rezultatele pe componenta domeniu medicină. Domnul Toma, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna secretar general, stimați membri guvernului, stimată audiență. Înainte de a accentua pe propunerile care le-am făcut, aș dori să fac o remarcă scurtă. Chiar astăzi dimineață și ieri discutam cu colegii de la universitate, deci noi le facem propunerile acestea, venim cu propuneri, sperăm ele să fie practice, sperăm să fie realizate, dar și o întrebare foarte principală este cine o să realizeze propunerile acestea. Deci, ce se referă la cadrul legislativ, desigur că asta e funcția guvernului. Dar când devine de acum la implementarea a, spunem, a schimbărilor în cadrul legislativ, deci aici este o problemă oricare, deci diaspora ca atare e limitată în timp și în posibilitățile de a sta în Moldova, de a implementa proiectele însăși. Și deci mi-a venit așa o idee, vorbim cu colegii, că am vrut să vă spun ceva, că am început colaborarea înainte de proiectul ăsta cu diaspora în 2014 și atunci în vara 2014 prima dată am vorbit cu universitatea de la care sunt absolvent și deci am început o colaborare care în principiu Organizația Internațională de Migrație a avut un proiect pentru repatrierea savanților, un proiect foarte bun și deci într-un sens, într-un motiv național, organizația este și un nanaș pentru situația de astăzi. Dar după 2014 am putut să obțin o bursă Fulbright de la Departamentul de Stat SUA și în ultimul an și ceva am fost în 3 vizite, în total mai mult de 6 luni. Deci când domnul Crețu a menționat că noi cunoaștem situația din țară, e puțin exagerat. Deci noi o cunoaștem așa cum era în timpul când am plecat. Eu sunt plecat de 23 de ani și mai venind aici, eu n-am fost vreo cred că 10-15 ani n-am fost înainte de a veni în 2011 când s-a îmbolnăvit ruda, mama. Deci
Vă menționez Fulbright, de ce? Că pentru Biroul Relației cu Diaspora, dacă aveți o listă de cetățenii Moldovei care au devenit și cetățeni Americii, deci asta ar fi o sursă bună pentru ei să vină să propună proiecte, fiindcă Fulbright nu e numai pentru a învăța limba engleză, ei n-au restricții la specialități care pot fi atrase, asta în primul rând, într-a doilea rând și pentru alți membri au instituțiilor. În Fulbright există mai multe tipuri de programe și nu numai pe lungă durată, de un an jumate, de an sau de programe speciale, dar sunt și programe de experți pe timp scurt, deci 2 săptămâni, o lună de zile, pe cât e necesar. Și dacă, de pildă, instituțiile din Moldova s-ar adresa la ambasada SUA cu propunere de a crea, de pildă, un program, o cerere de aplicații pe un program special, să spunem, chiar și bioinformatică, chiar și mai sunt alte specialități care nu sunt dezvoltate în Moldova, eu sunt sigur că s-ar găsi nu numai diaspora, dar s-ar găsi americani care ar veni încoace, sunt foarte doritori de a împărtăși expertiza lor. Și deci asta ar fi o sursă pentru implementarea cât de cât a unor elemente din programele care noi le propunem. Deci asta o remarcă așa pentru considerație de a implementa ceea ce propunem noi. Și așa înțeleg că propunerea noastră a fost repartizată pentru aveți în pachetul propunerea noastră, deci noi am să mă opresc doar la câteva elemente din propunere. Deci, în primul rând, în cadrul grupului de excelență diaspora în medicină, cum se numește acum, bioinformatică și cercetări medicale, cum o numim noi la linii mai desfășurate, avem o grupă din diaspora care e destul de numeroasă. Deci, nu toți sunt foarte activi în principiu, dar am avut discuții cu mai multe persoane și toți sunt doritori de a contribui, de a ajuta, de a dezvolta cercetările biomedicale și bioinformatică în Republică. Deci, noi, în cadrul de lucru asupra la propunerilor de politici publice, am evidențiat doar câteva aspecte care sunt în Moldova, probleme sunt mai multe, dar am ajuns la o situație că suntem într-un ciclu, într-un cerc vicios, pe cât lipsește nivelul corespunzător modern de cercetări biomedicale și cercetări inovative și în același timp nu avem nici infrastructură pentru a implementa aceste structuri, aceste cercetări. Deci, dintr-o parte, nu avem teme, din altă parte, nu avem cu ce le face. Și un cerc care încercăm să-l dezrupem pentru a cumva a schimba situația. Și, deci, înainte de, adică în timpul pregătirii pentru propunerile, m-am uitat totuși care este situația cu granturile în Republica Moldova și cred că nu deschid nimic nou, cunoaște situația mult mai bine decât mine, însăși am făcut niște cercetări așa scurte în Sfântul Google, cum spune un copil la unui colaborator, și m-am uitat la granturile Uniunii Europene care sunt repartizate în Moldova. Deci, sigur că situația nu e bună, în sens că rata de granturi care o are Republica Moldova, preponderența de granturi e foarte joasă și nu cred că fără schimbări radicale, fără propunerile care, implementarea propunerilor care le avem noi, deci rata aceasta se poate de schimbat sau cel puțin de ajustat la nivelul care deci vorbim despre Republica Moldova, noi avem doar din 16.461 de granturi care sunt acordate în programul Horizon 2020, noi avem 34 de granturi la 43 de organizații din Republica Moldova. Deci procentajul e mai mic de 1%, mult mai mic decât 1%, și în cea mai mare măsură, deci granturile, cele mai multe granturi sunt burse individuale pentru educația capacității umane, Marie Sklodowski Curie, și sunt granturile în cercetări, și anume cercetări, se numește ERC.
Deci, acestea sunt, Marie Sklodowski Curie sunt 5.000 de granturi și acelea sunt peste 3.000 jumate. Deci Moldova are aplicații, nu spun că granturi, dar are și granturi. A avut 10 aplicații pentru Marie Curie și a primit vreo 5 burse, îmi pare că, și niciuna pentru cercetări. Deci din 3.500 niciuna. Ca atare, cunoașteți mai bine decât mine, suntem în Europa, avem 40 de țări, 28 de membri și 14 membri, 42 de țări, 14 membri geografici a Europei, continentului. Și deci ar reveni cel puțin din acestea 5.000 și 3.000, mai mult de jumătate din 16.000, pentru Moldova ar trebui să vină mai multe granturi. Deci probleme sunt mai multe pentru... Deci în Moldova noi avem câteva universități, câteva instituții care au primit granturile, dar problema e, noi am avut numai 71 de aplicații la granturile Horizon 2020, cu toate că avem 3 centre regionale prin Republică și avem reprezentanți în mai multe domenii. Deci nu e o critică, pur și simplu o constatare a faptului că lucru care ar trebui să facă, din careva motive nu se face, nu se folosesc oportunitățile care ar fi bine beneficiare pentru Moldova. Deci... Domnule profesor Toma, nu vă supărați, din lipsa de timp am apreciat dacă dumneavoastră ne-ați da un scurt rezumat a activității grupului tematic care dumneavoastră ați participat, ca să vedem cum a fost cooperarea dumneavoastră cu instituțiile publice și cu ce s-a rezultat această cooperare. Vă mulțumesc. Ok, bine. Deci, în primul rând, în privință la timp, colegii mi-au promis că o să-mi stângă microfonul când o să excit timpul. În privință la colaborarea cu partenerii de la Universitatea de Stat de Medicină, ea nu s-a început cu grantul GED și nu se termină astăzi cu terminarea mandatului OIN-ului. Deci, noi am început colaborarea, cum am spus mai înainte. Anul trecut am obținut 3 granturi de cercetare, care în prezent îl implementăm, cercetarea o implementăm în Moldova. Avem planuri, ne ocupăm cu implementarea la propunerile cele care vi le propunem noi. Noi le implementăm la nivel individual, la nivel de Universitate de Medicină. Avem 4 candidați din doctoranți care lucrăm individual pentru a-i pregăti să aplice pentru granturi. Deci ce vă propunem vouă e pur și simplu o extindere a ceea ce facem noi pentru alte universități și poate și ajutorul din partea guvernului de a formaliza ceea ce încercăm să facem noi. Obstacole sunt foarte multe. Și unul din obstacole care vreau să vorbesc acum, deci atunci trecem la problemele care sunt. Deci nu au granturi și problemele s-au numit. Și cea mai mare problemă, adică una din cele mai mari, este că investiția în știință nu e o prioritate pentru universitățile din Moldova. Cu părere de rău, dezvoltarea activității științifice rămâne la un nivel declarativ și cu toate că fondurile instituționale există, ele, majoritatea lor, se cheltuie pe niște reparații cosmetice, pe niște procurări de mobilă, pe niște, nu știu, muzei și ce mai este acolo. Deci, acestea sunt niște cheltuieli care nu sunt, în primul rând, nu sunt argumentate bine și nu sunt... Academia, universitatea are două funcții, de a educa academici și a dezvolta știința. Toate celelalte funcții nu trebuie să fie la universitate, ele trebuie să fie la alte întreprinderi, NGO, unde vreți, muzeele, Departamentul Cultură, Ministrul Culturii poate să ocupe cu muzeele, chiar și muzeii de medicină, să spunem. Eu vorbesc numai de ramura în care activez, care o cunosc puțin mai bine. Deci, în problemele acestea care lipsește și capacitatea umană, deci studenții și doctoranții nu sunt pregătiți pentru a aplica, dar în același timp lipsește și suportul din partea universității. Pentru a aplica la granturi e necesară de un sistem de granturi în cadrul universității care să ajute aplicanții să pregătească actele. În afară de însuși propunerea, care de obicei e limitată la câteva pagini, 5, 6, 12 pagini, mai este un set de document undeva la 100 de pagini, care trebuie de transmis împreună cu grantul pentru să fie considerat acceptabil. Ups.
Și din propuneri care au fost menționate ceva în proiectul care vi l-am trimis, aș vrea să menționez că guvernul ar putea și ar trebui, cred că, să solicite ca universitățile să, din fondurile proprii să cheltuie numai puțin de 50% pentru dezvoltarea științei, adică considerând că sunt două laturi, ar fi bine să fie cheltuite și una și alta, dar numai puțin de 50% să fie cheltuite pentru știință. Universitatea ar trebui tot la fel să promoveze cursurile de dezvoltare a aplicațiilor. Deci asta e un sistem care trebuie cineva să învețe pe studenți și pe doctoranți cum să aplice, cum să pregătească, care sunt temele. Noi suntem învățați pe sistemul sovietic și ceea ce am făcut noi atunci în timpurile sovietice, când măsuram temperatura pacienților medii pe spital, de acum nu mai merge, nu e actual asta și nu interesează pe nimeni. Sunt probleme mondiale, sunt probleme de dezvoltarea mileniului și alte probleme care, într-adevăr, sunt și fondate bine, și, dar necesită și pregătirea a doctoranților să știe care sunt probleme, să le identifice și să le organizeze pentru aplicațiile la granturi. Și deci însuși crearea sistemelor universitare nu e așa de simplu. Deci chiar și bugetele care sunt pentru cercetări, ele nu sunt aceleși bugete care contabilul universității e în stare să le administreze sau să facă ceva cu ele. Deci e un sistem întreg care necesită și educația a conducătorilor administrației universității, atât și a contabililor și atât și a aplicanților care vor aplica pentru granturi. Și cel mai important, deci instituțiile publice în Moldova, ele sunt fondate sau, să spunem, există pe banii plătiți în formă de taxe de către cetățenii Moldovei. Însuși, starea financiară a instituțiilor mi se pare că e un secret foarte mare și în afară de că e secret, sunt cerințe pentru aplicații la granturi, cerințele față de organizațiile care aplică să aibă un audit independent de către o companie independentă acceptabilă. Și deci noi am sugerat ca să oblige universitățile publice să treacă cel puțin o dată în 2 ani auditul extern pentru publicația acestor rezultate pe pagina instituției, pentru public să cunoască cum se cheltuie banii la universitate, care au fost banii. În așa mod s-ar atinge cel puțin vreo două beneficii pentru populație și pentru Republică. Deci, în primul rând, s-ar vedea unde se duc banii și s-ar vedea, poate s-ar preveni niște acte de corupție, acte care le recunoaștem toți, dar cel mai important, deci asta ar da posibilități la universități să aplice în mod de partenerat sau independent pentru granturi din străinătate. Domnul Tomă, nu vă supărați. Dumneavoastră totuși ați înaintat, ați elaborat o propunere de politici publice pe domeniul medicină, care este extrem de valoroasă. Avem aici prezenți mai mulți secretari de stat, secretari generali al ministerilor, care de fapt ar putea să preia această propunere de politici publice și să avansăm cu ea. Aș fi foarte recunoscătoare dacă succint ați da câteva repere asupra acestei propuneri de politici publice în dezvoltarea științei și cercetărilor biomedicale, precum și aplicarea sistemelor informaționale în sănătatea publică. Mulțumesc, doamnă Palei. Cu plăcere aș discuta orice întrebare care este, propunerile noastre care sunt trimise. Noi cu plăcere am discutat în detalii cu orice reprezentant al Ministerului la orice punct care interesează. În cadrul de față, propun doar niște schimbări care, de la care depinde și propunerea noastră și alte propuneri de genul acesta. Deci, înțeleg că poate nu e timp destul, dar nici 15 minute sau 10 minute care mi se repartizează pentru a trece din 12 propuneri care le-am avut noi, deci asta tot nu o să fie destul. Deci, dacă îmi dați voie, nu vă supărați, dar aș vrea să termin, fiindcă am să termin exact cu ceea ce mă întrebați pe mine, de ce facem noi cu bioinformatică. Deci, pentru informații, noi, cum am lucrat până acum cu Universitatea, așa și mai lucrăm.
Am aplicat acum la o notă concept pentru USAID, pentru finanțarea Centrului de Bioinformatică la, pe lângă Universitatea de Medicină. Deci așteptăm răspuns în orice zi. Deci, ca atare, dacă reușim să-l căpătăm, creăm un centru de bioinformatică aici în Moldova. Și în afară de centrul de bioinformatică, de acum inițiativă personală, în mai aduc un producător de secvențiatoare, specialitatea care mă ocup, cu o vizită în Moldova pentru a studia posibilitatea de a plasa un secvențiator și de a-l dezvolta împreună cu Universitatea Tehnică a Moldovei, de a dezvolta un sistem mai nou, mai reușit pentru secvențiere. Deci asta va fi și un lucru de cercetare, de dezvoltare și va fi și un lucru de producție pe viitor a componentelor de secvențiatoare. Deci noi facem tot ce e posibil, dar iarăși, eu pot să vă spun că nu ne-ar trebui bani, dar asta cred că n-ar fi cazul, fiindcă mi s-ar spune că bani nu sunt, așa e? Dar cele propuneri care le-am elaborat noi în proiectul ăsta de 12 pagini, deci ele nu necesită bani, ele necesită doar dorință și voință guvernului de a le implementa. Ceva sunt, probabil, nu pretindem că toate sunt corecte, însăși, cel puțin dacă ceva dintre însele s-ar implementa, ar ajuta foarte mult la lucru care îl facem noi, independent de guvern. Și dacă ar fi dorință guvernului să discute la fiecare punct separat, deci poftim, am să mă aflu 30 de zile, asta e ultima vizită din bursa Fulbright care o am eu, și după 30 de zile am să vin probabil periodic pentru proiectul de cercetare care l-am obținut și proiectul e finanțat până în august. Până atunci sper să mai primim un proiect, două, pentru același proiect care îl facem și lucrăm împreună cu universitatea să mai obținem careva granturi. Deci nu e o soluție finală, dar e o propunere care nu știu cum să o explic în 12 minute sau 15 minute. Sunt deschis pentru orice întrebări care puteți să le aveți, deci după ce studiați sau la o ocazie separată. Dar însăși socot că dezvoltarea cercetărilor biomedicale și bioinformatice e ceva ce Moldova ar beneficia și în timp scurt, fiindcă ar crea ceva, o generație de tineri care s-ar interesa în tehnologie informaționale pentru care este capacitatea și infrastructură. Și asta s-ar putea de început și de la diferite nivele, cu liceele, ultimii ani de licee, pentru a le da informația că există altceva în afară de juriști, economiști, medici, mai există și așa ocupații ca bioinformatică, cercetările biomedicale și în afară de asta, deci e o posibilitate pentru Moldova de a depăși țările vecine. Noi nu mi-ați dat, adică n-am avut timp, să spunem așa, să vă prezint comparația de pildă cu Lituania, care după populație 2.800.000. Noi suntem 3 milioane peste. Ei au peste 270 de granturi Horizon. Noi avem numai, am spus, 34. Deci nu e vorba de mărimea țării, e vorba de dorință și de capacitățile care sunt dezvoltate în țară. Deci, ca atare, noi sperăm în viitorul îndepărtat, nu știu, poate nu prea îndepărtat, să creăm în Moldova o capacitate de bioinformatică, de cercetări biomedicale, care ar fi la nivel mondial în temele care le propune și modul de cercetări care se fac în Moldova. Și dacă reușim, probabil că vom fi în stare să-l facem și un centru regional, fiindcă în țările vecine, așa ca Ucraina, Ucraina poate nu, dar Belarusia, Georgia, Armenia, nu există așa capacități și dacă noi suntem primii care le creăm, deci ei o să folosească de capacitățile noastre și nu noi o să ne folosim de capacitățile lor. Deci, până la urmă, aș dori să mulțumesc iarăși Organizației de Migrație Internațională pentru Migrație, Biroul Relații cu Diaspora. Am avut o experiență foarte plăcută de a colabora și vă mulțumesc pentru atenție de a ne asculta. Și la fel, câteva convorbiri cu consilierii, prim-ministru, doamnă Butârnac, domnul Buga și la fel partenerii din Moldova cu care sperăm să colaborăm pe viitor. Vă mulțumesc frumos, dacă aveți întrebări, poftim.
Domnul profesor Toma, vă mulțumim. Într-adevăr, ideea creierii acestui centru de excelență și educație în bioinformatică și bioetică în Republica Moldova este extrem de inovativă și ne dorim ca această inițiativă să fie dezvoltată în continuare și l-aș ruga și pe domnul profesor Gheorghe Rojnoveanu, dacă ați putea să ne spuneți, dar foarte succint, rezultatele acestui exercițiu de cooperare cu grupul de excelență al diasporei și poate careva informații referitor la această propunere de a dezvolta acest centru. Cum o vedeți dumneavoastră? Stimată doamnă Păli, onorată asistență, din lipsă de timp mai vorbi foarte succint, e clar că din 2015, de când a fost semnat un contract de colaborare dintre Universitatea Testimițanu și George Washington, au pornit mai multe căi de căutare și de colaborare în care s-au conturat câteva direcții, dar mai mult în plan particular, cât vorbim despre instruirea doctoranților și cercetătorilor în bioinformatică. Ceea ce domnul Toma a mai spus, că ne-a mai vizitat și s-a implicat și pe calea asta. Mai multe colaborări dintre universități în pregătirea proiectelor înaintate, fie în diferite programe USAID, ultimul an s-a fructificat cu 3 granturi în domeniul sănătății mamei și copilului care se desfășoară în comun. Sunt pornite proiecte, dar iarăși particular, în cotutelă sau în cercetarea doctoranților prin cotutelă, universitatea noastră și cea din America, dar iată că activitatea în cadrul centrului, în cadrul deplasărilor pe Fulbright, a scos la iveală și unele lacune care îi mulțumim domnului Tomaș pe această cale, care ne pune să ne gândim că mai avem mult de lucrat în privința aceasta. E clar că nu o să mă repet, dar totuși trebuie să recunoaște că infrastructura noastră pe care o posedă, noi vorbesc din ziua de medicină, nu poate fi atât de atractivă pentru partenerii de peste hotare în privința laboratoarelor și echipamentelor. Mă refer la credibilitatea rezultatele atunci când căutăm careva parteneri în diferite proiecte, e clar că depinde de tematică și doar suntem solicitați doar în furnizarea rezultatelor pentru diferite proiecte și nu în cele fundamentale de care am avea nevoie. Nu e un lucru secret că cei tineri pleacă din universitate, din țară, cei mai ambițioși și dispuși cu intenții serioase de a face cercetare se opresc acolo unde își fac stagierile, fiindcă au alte posibilități și nu putem să-i învinuim pentru aceasta. Cunoaștem și că toate obligațiile pe care le are universitatea pe linie didactică, odată cu neajunsurile și cu sărăcia pe care tot nu putem să o neglijăm, suportul necesar pentru cercetare este unul mai modest și atunci și din experiența pe care deja o avem de 4 ani de colaborare, universitatea a început deja activitatea pentru crearea unui grup de suport al doctoranților în pregătirea proiectelor de cercetare, proiectelor de cercetare în parteneriat cu alți parteneri de peste hotare în atragerea mijloacelor finanțare externă. Aș atrage atenție folosindu-mă și de această adunare, fiindcă ocazie vorbind despre politica de achiziții. O cunoaștem că legea achizițiilor aplicată în țara noastră creează și poate multe inconveniente atunci când vorbim despre achizițiile în cercetare. Ele nu se pot separat manipula legate cu cele de didactică. Fiecare proiect își are traseul lui limitat și în timp
și în desfășurare, și atunci pe linia asta credeți-mă și că sunt multe încă de făcut și pe linia asta am așteptat și un ajutor din partea guvernului în poate în schimbările legislative în acest sens. La sfârșit să nu vă atrag din timp, vreau să mulțumesc mult pentru colaborarea și pentru tuturor membrilor grupurilor de excelență a diasporii care întotdeauna ne-au ajutat și care s-au implicat activ în viața universităților și în deosebit în cea de cercetare, dar aș vrea, am înțeles și noi singuri și aș vrea să chem și celelalte universități, totuși depinde de inițiativa proprie, fiindcă membrii grupurilor întotdeauna vor fi la dispoziția noastră la distanță să ne ghideze, să ne cu ceva sfaturi, dar totuși inițiativa noastră trebuie să fie cea prerogativă. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc și eu. Într-adevăr, indiferent dacă acest program de grant va fi continuat sau nu, este important ca și sper eu că aceste parteneriate care au fost stabilite își vor găsi continuitatea și pentru viitor. Și acum vreau să trec la prezentarea celui de-al doilea grup tematic pe domeniul justiției. Vreau să menționez că în cadrul acestui grup au activat 4 juriști sau 4 reprezentanți ai diasporii care activează în instanțe și instituții internaționale cu sediul la Haga, Regatul Țărilor de Jos, care au cooperat pe domeniul justiției cu reprezentanții Ministerului Justiției și în mod special cu Institutul Național al Justiției. Vreau să menționez că lucrul acestei grupe de experți a fost în mare parte bazată pe voluntariat, doar parțial unele cheltuieli de transport și logistic au fost acoperite din grant și pe această cale vreau să le mulțumesc acestor experți pentru aportul și contribuția în realizarea acestei componente a programului și cu deosebită plăcere îi ofer cuvântul domnul Laurențiu Hadăr, consilier juridic principal în cadrul înaltului comisariat al OSCE pentru minoritățile naționale din Olanda. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, stimați membri ai guvernului, stimați colegi din țară, cât și din diaspora. Pentru mine este o plăcere și o onoare să particip la această conferință de finalizare a acestui proiect, care pentru noi, vorbesc din numele întregii echipe de juriști moldoveni care la moment activează în Haga, cu care am implementat acest proiect, care pentru noi a fost un proiect foarte interesant și care ne-a adus considerabilă satisfacție morală. O să vă prezint pe scurt echipa noastră. Noi suntem 4 juriști originari din Moldova, care de peste un deceniu activăm peste hotare în diferite țări și la moment ne-am reunit profesional și activăm în cadrul diferitor instituții din Haga, și anume în altul comisariat OSCE pentru minorități naționale, Tribunalul Special pentru Liban și Curtea Penală Internațională. Orașul Haga, după cum probabil știți, în virtutea unor momente istorice, s-a consolidat ca un fel de capitală internațională pentru instituțiile principale de justiție, de drept, de aceea este numit și capitala mondială a păcii și a justiției, și noi am dorit anume să capitalizăm pe acest moment și să familiarizăm reprezentanții sistemului judiciar din Republica Moldova cu activitatea principalilor instituții judiciare care își au sediul la Haga. Noi am venit cu această propunere de proiect care a fost acceptată de către echipa BRD și echipa OIM din Moldova, după care noi am pregătit un raport preliminar în care am prezentat activitatea și modalitatea de funcționare a principalilor instituții judiciare din Haga. Acest raport preliminar în toamna anului trecut l-am prezentat reprezentanților Ministerului Justiției din Moldova și Institutului Național al Justiției. După aceasta am stabilit o cooperare foarte fructuoasă cu reprezentanții Institutului Național al Justiției, în cadrul căreia am organizat 2 seminare tematice la care au participat în total, dacă nu mă înșel, vreo 50 de judecători din Republica Moldova. Judecători de la instanțe de diferit nivel, atât din capitală cât și din raioane.
În cadrul acestor seminare tematice, noi împreună cu colegii din Haga am prezentat câteva cauze care am considerat că prezintă interes deosebit pentru judecătorii din Republica Moldova. Am selectat cauze care implică statele vecine ale Republicii Moldova, și anume România, Ucraina, Georgia, state care prezintă o evoluție istorică și dezvoltare asemănătoare cu Republica Moldova și state care se confruntă cu probleme asemănătoare celor cu care se confruntă și Republica Moldova, și anume prezentă unor conflicte înghețate și, în cazul Ucrainei, chiar și a unui conflict care încă nu mocnește, dar este chiar un conflict armat în desfășurare. Deci am prezentat modul în care aceste conflicte, aceste cauze, sunt examinate în fața Curții Internaționale de Justiție și în fața Curții Penale Internaționale. Sunt cauze care se află încă pe rol și care prezintă un interes deosebit, cred eu, pentru juriști în general și probabil pentru juriștii din Republica Moldova în special, mai ales cei care sunt interesați în dreptul internațional. Și trebuie să spun că am fost bucuroși să constatăm un interes deosebit și foarte activ din partea judecătorilor care au participat la aceste seminare tematice. Ei au fost foarte activi, au dat întrebări și au manifestat și o cunoaștere destul de temeinică a dreptului internațional și un interes și o tendință de a-și spori cunoștințele în acest domeniu. După realizarea acestor două seminare tematice, noi am venit cu o propunere de politică publică pe care am prezentat-o reprezentanților Institutului Național al Justiției și care, pe scurt, constă în instituționalizarea sau în sistematizarea acestei familiarizări pentru judecătorii din Republica Moldova cu activitatea și principalele mecanisme, principii de funcționare a instituțiilor judecătorești, judiciare, care și-au sediul în Haga. Făcând aceasta, noi am dorit să balansăm oarecum sau să echilibrăm tendința academică care există în general în Republica Moldova, care este axată mai mult pe linia CEDO, Strasburg, ceea ce este și justificat și întemeiat, dat fiind influența CEDO și a jurisprudenței acesteia pentru Republica Moldova. Totuși, am considerat că pe lângă linia CEDO ar fi benefică și o familiarizare, inclusiv și pe linia Haga, cu activitatea instanțelor judiciare din Haga. De aceea am prezentat această politică publică, care în mare parte a fost acceptată de către reprezentanții Institutului Național al Justiției și deja urmează să vedem în ce măsură putem să sistematizăm, să instituționalizăm această cooperare, fie prin organizarea unor seminare sau activități extracurriculare pe viitor sau curriculare, în dependență de modalitatea de activitate a Institutului Național al Justiției. De asemenea, ca etapă finală în cadrul acestui proiect, ne-am propus și organizarea unei vizite de studiu la Haga, anume la aceste instanțe internaționale principale pe care le-am menționat, pe care am dorit să o organizăm pentru reprezentanții care au participat, judecătorii care au participat la seminarele tematice și inclusiv și reprezentanții Institutului Național al Justiției. Pentru această vizită de studiu încă depinde de identificarea unor resurse financiare suplimentare pe care sperăm să le identificăm în comun cu partenerii noștri din Chișinău. Și dacă reușim, vom organiza și o vizită de studiu, inclusiv participare, asistare la procese internaționale care se desfășoară în Haga, care considerăm că vor fi o modalitate foarte bună de a consolida cunoștințele teoretice pe care noi le-am prezentat aici la Chișinău. În general, trebuie să recunosc că am avut o cooperare foarte bună cu partenerii din Chișinău, în special cu reprezentanții Institutului Național al Justiției, a fapt pentru care le suntem recunoscători, de asemenea și cu Curtea Supremă de Justiție, care a găzduit cele două seminare tematice. Și împreună cu colegii din Haga, noi ne exprimăm dorința și disponibilitatea de a continua această cooperare dacă vor exista premise și interes și pe viitor. Vă mulțumesc pentru atenție și acord cuvântul reprezentantei Institutului Național al Justiției. Bună ziua, vă mulțumesc, domnul Hadârcă. Permiteți-mi să vă salut din partea Institutului Național al Justiției.
Astăzi am vrea, foarte pe scurt, să vă prezint și experiența noastră în organizarea celor două activități de formare împreună cu colegii și partenerii de la instituțiile internaționale de la Haga. De fapt, când a fost lansată invitația pentru a organiza prima activitate de formare, sesiune de formare, am dat curs imediat invitații din mai multe motive. În primul rând, pentru că tematica a fost una diferită. Într-adevăr, de regulă, accentul se pune pe jurisprudența degajată de Instanța de Contencios Europeană al Drepturilor Omului, Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg, pentru că impactul jurisprudenței este unul direct și important pentru Republica Moldova. În ceea ce ține de alte instituții internaționale de justiție, am fost interesați pentru a lărgi orizonturile judecătorilor moldoveni în ceea ce ține de mandatul instituțiilor respective și jurisprudența, în special pe probleme care vizează vecinii noștri și în aspecte care sunt relevante și pentru Republica Moldova. Astfel, la sfârșitul lunii noiembrie anul trecut am organizat seminarul asupra statutului și jurisprudenții Curții Internaționale Penale, iar în februarie anul curent activitatea de instruire atelierul de lucru asupra Curții Internaționale de Justiție și Curții Permanente de Arbitraj Internațional. În acest fel, noi am reușit să aducem în fața beneficiarilor noștri, în primul rând, juriști moldoveni, de origine moldoveni, dar care activează la instituțiile, la jurisdicțiile internaționale, și să le prezentăm tematicile respective nu doar dintr-un punct de vedere academic, dar și dintr-un punct de vedere practic, de către juriștii care zi la zi activează în instanțele respective și sunt puși în situația să soluționeze cauzele respective și care le-au putut da o altă privire dintr-un alt punct de vedere. Totodată, noi am reușit să combinăm un format inedit, nu doar cu participarea juriștilor de la instanțele internaționale, pentru care le mulțumim, dar și cu participarea academicienilor din Republica Moldova, care sunt cercetători notorii cunoscuți la tematicile respective, doctori în drept și doctori habilitați în drept, anume în domeniile fie contenciosul represiunii universale, cum este activitatea Curții Internaționale Penale, fie contenciosul interstatal general, cum este Curtea Internațională de Justiție. Și am reușit să prezentăm beneficiarilor noștri o perspectivă diferită a tematicilor respective. Un alt motiv care a rezultat într-o experiență pozitivă au fost și beneficiarii. Seminarele le-am organizat pentru membrii grupului Resurse de Tineri Judecători, lansați anul trecut, judecători care acum sunt în număr la 60, majoritatea absolvenților, care sunt absolvenții Institutului Național al Justiției din diferiți ani, care au fost selectați după diverse criterii, evident repartiție geografică, egalitatea de gen, dar și unul din criterii a fost limbile străine vorbite, adică faptul că sunt fluctuanți, au un nivel intermediar sau avansat în limbi străine. Și al doilea seminar dedicat activității Curții Internaționale de Justiție și Curții Permanente de Arbitraj Internațional l-am organizat și în limba engleză pentru ei. Deși pare puțin paradoxal, juriștii moldoveni au venit în fața judecătorilor moldoveni și le-au vorbit în engleză, însă a fost o experiență foarte bună, întrucât în primul rând juriștii care au fost formatori nu au ieșit din cadrul lor profesional, din engleza profesională care o vorbesc zi la zi, iar judecătorii moldoveni au avut posibilitatea atât să se familiarizeze cu această engleză profesională la nivelul jurisdicțiilor internaționale, cât și să ofere întrebări, să exerseze engleza lor pe care o cunosc și să aibă o experiență bună și din perspectivă lingvistică. Dacă vorbim de perspective de cooperare, ca să nu repet ceea ce a zis domnul Hadurcă, dar planificăm în primul rând organizarea altor sesiuni de acest gen, fie la alte tematici. Acum suntem în discuții asupra tribunalelor naționale internaționalizate, precum este Tribunalul Special pentru Liban, și unul din formatorii care a participat la activitățile de formare, acestea două, este și angajat al tribunalului, ajutor al procurorului, fie pentru alte grupe de beneficiari ai Institutului Național al Justiției, precum și o posibilă externalizare a judecătorilor prin vizită de studiu la Haga, în dependență de posibilități.
În final, aș vrea să mulțumesc în primul rând formatorilor, domnului Hadurcă, care a venit și cu inițiativă, și colegilor dumnealui, instituțiilor copartenere, Biroul Relației cu Diaspora și Organizația Internațională pentru Migrație, cât și Curții Supreme de Justiție, care a găzduit aceste două sesiuni. Impactul a fost foarte bun, am discutat cu participanții, am audiat opinia lor și au rămas mulțumiți atât de abordările din perspectiva diferitor puncte de vedere, academică și practică, cât și posibilitatea exersării limbii engleze juridice avansate. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare și pentru comentarii. Acum, cu deosebită plăcere, trecem la prezentarea celui de-al treilea grup de excelență, domeniul cercetare și economie. Aici am avut în echipă doi reprezentanți a mediului academic al diasporei din Franța, pe doamna Svetlana Cranga Janodi, dacă este corect pronunțarea, și domnul dr. Dorin Dușceac, care au cooperat foarte strâns cu Oficiul Prim-Ministrului și cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Propunerile de politică publică în contextul creării Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare. Propunerile de politici publice au vizat domeniul organizare și mecanismele de funcționare a acestei agenții. În cadrul acestui grup tematic au fost atrași spre cooperare mai mulți reprezentanți ai diasporei din străinătate, reprezentanți al mediului academic și din Republica Moldova. Dar cred că domnul Dușceac vă ofer dumneavoastră cuvântul și o să veniți cu mai multe detalii asupra propunerii de politică publică și cadrului de cooperare care l-ați avut. Da. Stimată doamnă secretar general al Guvernului, stimați membri ai Guvernului, dragi colegi și prieteni din diaspora și din Republica Moldova, aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a prezenta rezultatele activității grupului de excelență al diasporei, economie și cercetare, grup din care fac parte, așa cum spunea și doamna Palei, persoane din care au fost, deci eu, Dorin Dușceac și Svetlana Creangă Janudi, care am fost selecționați în urma concursului desfășurat anul trecut, în 2017. Acest proiect s-a desfășurat în strânsă colaborare cu doamna Viorelia Moldovan Bătrânac, consilier pentru probleme sociale a primului ministru al Republicii Moldova, și în calitate de parteneri asociativi am avut două organizații, una din Republica Moldova, este vorba de Centrul de Inovare și Politici din Moldova și Asociația pentru Integrarea Migranților din Paris, din Franța. Printre ceilalți membri ai grupului de excelență care au fost cooptați pe parcursul activității noastre, îi putem enumera pe domnul Liviu Vidrașcu, expert pentru proiecte internaționale în cadrul Organizației Internaționale a Sănătății, dânsul activează la Bangkok, în Thailanda, doamna Inga Savin, expert în politici educaționale din Geneva, Elveția, și doamna dr. Dorina Baltag, atunci era încă doctorand, acum este doctor în relații internaționale și drept public, la Universitatea din Maastricht, din Olanda. În câteva minute care urmează, mă voi referi foarte succint la prezentarea activităților din cadrul proiectului, documentele care au fost elaborate de către grupul nostru, precum și o prezentare un pic mai detaliată, mai extinsă a recomandărilor la care am ajuns și pe care le-am inclus în documentul final. Așadar, dacă este vorba de activități, atunci ar trebui să menționăm, în primul rând, o serie de runde de consultări a părților interesate, care s-au desfășurat pe parcursul a mai multor luni, în perioada septembrie 2017-ianuarie 2018. Aveți pe ecran lista instituțiilor care au participat la aceste consultări. Reprezentanții mai multor instituții sunt prezenți astăzi în această sală și le mulțumesc și pe această cale pentru colaborare și pentru prezența activă la aceste consultări. Vreau să vă spun că am fost relativ surprinși de faptul că până la
începerea colaborării noastre în cadrul grupului de excelență. Nu s-au desfășurat, practic, consultări, cel puțin într-un asemenea format, și considerăm faptul că aceste consultări au avut loc inclusiv ca un rezultat pozitiv al activității noastre în cadrul proiectului. Am avut o întrevedere de nivel înalt cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Cercetare din Franța, în noiembrie 2017. Republica Moldova a fost reprezentată la nivelul doamnei ministru Monica Babuc, iar Agenția Națională pentru Cercetare a fost reprezentată la nivelul directorului pentru programe și finanțări, domnul Șerif Iusfi. A fost consultată în detaliu experiența în acest domeniu a unor țări membre ale Uniunii Europene, cum ar fi Franța și România, și altor state, cum ar fi Thailanda. Și la Chișinău, pe data de 1 februarie 2018, s-a desfășurat un seminar practic cu participarea reprezentanților părților interesate și a partenerilor proiectului. Dacă este să ne referim la documentele elaborate de către grupul nostru, atunci vom menționa o listă de 4 documente. Este vorba într-o ordine care nu este neapărat cronologică, dar care se justifică prin faptul că primele 3 documente au condus la scrierea celui de-al 4-lea. E vorba deci de următoarele. Analiza detaliată a cadrului legal privind domeniul de cercetare și inovare în Republica Moldova, o analiză care a fost extrem de necesară, având în vedere faptul că Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare este o instituție nouă pentru țara noastră și deci era nevoie să știm la modul concret care sunt documentele, actele normative, legile, hotărârile de guvern, planurile de acțiuni, strategiile adoptate pe care putem să ne bazăm în viitor pentru a elabora recomandările, dar și pentru activitatea de viitor a Agenției Naționale. Am efectuat o serie de propuneri la 2 proiecte de hotărâre ale Guvernului, prima cu privire la unele aspecte de organizare a domeniilor cercetării și inovării și a doua cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare. Și aceste 3 documente au condus la scrierea documentului final, în formă de policy brief, care se denumește Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Organizare și Mecanisme de Funcționare. Acest document final a fost evaluat de către doamna Dorina Baltag, dânsa a venit cu anumite propuneri de modificări și completări a versiunii finale a documentului. Acum trecem la partea de recomandări pe care le veți regăsi în versiunea finală a policy brief-ului, dar aici le aducem doar într-o formă foarte succintă. Le-am clasificat pe aceste recomandări în funcție de termenul de realizare pe care îl propunem, în 3 categorii mari. Prima categorie se referă la recomandările pe termen scurt, care sunt următoarele, sunt 4 la număr. Prima este elaborarea unei metodologii de finanțare a proiectelor de cercetare și dezvoltare, elaborarea unei strategii pe termen mediu și îndelungat pentru atragerea unor finanțări suplimentare, și domnul profesor Ian Thomas a referit la faptul că, din păcate, sectorul de cercetare și dezvoltare suferă din cauza unei lipse de capital, unei lipse sau unor resurse financiare care sunt foarte limitate. Vreau să vă spun că același lucru este valabil nu doar în Republica Moldova, dar și în țările din Occident. Este o problemă endemică, o problemă cronică cu care se confruntă acest sector și s-a confruntat cel mai sigur vorbind în toate timpurile și în toate țările. În Republica Moldova este necesară o astfel de strategie pentru a stabili câteva principii de bază prin care putem atrage pe termen mediu și îndelungat finanțări suplimentare, nu doar din partea statului. O a treia propunere se referă la elaborarea unui ghid, cum am spune, user-friendly, adică un ghid care să poată fi utilizat în mod ușor și accesibil de către viitorii postulanți pentru proiecte de finanțare, proiecte de cercetare și dezvoltare, deci pentru participanții la viitoarele concursuri de finanțare a acestor proiecte. A patra propunere în această categorie se referă la unele modificări pe care le sugerăm la organigrama Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, și aici vom vorbi despre două
lucruri separate. În primul rând, crearea în cadrul ANCD a unui colegiu de expertiză, care ar fi în subordinea directorului general al instituției, ar avea calitatea de organism consultativ al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare. Competențele și expertiza membrilor colegiului ar fi adiacente scopului și misiunii ANCD. Colegiul poate funcționa atât în rol de organism de specialitate, cât și ca organism generalist. Membrii colegiului ar fi persoane fizice sau juridice, cadre științifice din țară și de peste hotare, de exemplu, membrii ai diasporei științifice și academice ale Republicii Moldova sau cercetători străini, membrii ai comunității de antreprenori din diverse domenii, membrii ai societății civile, membrii ai administrației publice, persoane responsabile de cercetare și inovare la ministerele de resort sau membrii ai comunităților de donatori, iarăși din diverse domenii. Iar misiunea principală a membrilor colegiului ar fi de a oferi consultanță care ar fi în acord cu scopul și misiunea ANCD și a contribui în modul cel mai activ posibil la realizarea planului de acțiuni al Agenției Naționale. O a doua parte a acestei propuneri se referă la crearea în cadrul ANCD a următoarelor departamente suplimentare în subordinea directorului general adjunct al agenției. Am constatat, făcând o analiză a organigramei propuse, că majoritatea subdiviziunilor care se propun actualmente sunt poartă un rol mai degrabă de suport al activității unui organism de stat. De aceea am propus ca să fie incluse suplimentar următoarele subdiviziuni, și anume departamentul analiză strategică cu misiunea de a asigura evaluarea continuă a priorităților în domeniile cercetării și inovării, departamentul prospectare, atragerea și evaluarea fondurilor din programe bilaterale și multilaterale, cred că denumirea subdiviziunii vorbește de la sine cu privire la scopul și misiunea acesteia, departamentul finanțarea cercetării și inovării, care va fi responsabil de elaborarea unor recomandări privind finanțarea agenției, în special planificarea financiară, raportul financiar sau aprobarea finanțării pentru alocări, și în sfârșit departamentul de informare și comunicare, cu scopul de a asigura comunicarea și informarea potențialilor beneficiari și a publicului larg, iar în cadrul acestui departament, înființarea unei comisii de apel care va fi responsabilă de soluționarea cazurilor litigioase care pot apărea în cadrul unui concurs atunci când există aplicanți care se declară a fi nemulțumiți, de exemplu, de rezultatele unui sau altui concurs. Trecem la categoria a doua de recomandări, care se referă la un termen de realizare mediu, deci de la 6 luni până la 2 ani, care sunt următoarele. Deci continuarea consultărilor active cu părțile interesate pentru aprobarea versiunilor definitive ale metodologiei de finanțare și a proiectelor și ghidului pentru participanții la concursuri de finanțare, cele două documente pe care le-am menționat anterior, deci elaborarea acestor două documente în 6 luni, iar ulterior consultarea detaliată a lor pentru a elabora o versiune finală și a o aproba. Următoarea propunere se referă la elaborarea și consultarea unei strategii de dezvoltare pe termen mediu și îndelungat a ANCD, apoi elaborarea mecanismelor de evitare a conflictelor de interese în procesul de jurizare a proiectelor propuse spre finanțare. Considerăm acest punct ca fiind deosebit de important, fiindcă știm cu toții că Republica Moldova este o țară mică și așa se întâmplă nu doar în acest domeniu, dar și în multe alte domenii, când persoanele care pot fi chemate să fie în juriu pentru aprecierea unor lucrări sau unor contribuții sau unor proiecte, pot să se afle în situații de conflicte de interese vis-a-vis de aplicanți. Astfel de situații, bineînțeles, trebuie să fie evitate în totalitate. Și a patra propunere, instituirea unei rețele de puncte focale, proiecte de cercetare și inovare, în instituțiile academice și de cercetare din Republica Moldova, aceste puncte focale având misiunea de a ajuta în permanență aplicanții individuali sau echipele de aplicanți care doresc să afle mai multe detalii cu privire la procesul de depunere a unui proiect, dosarul care este necesar, condițiile de selectare, criteriile de apreciere a acestor dosare și așa mai departe. A treia categorie și ultima este vorba despre recomandări pe termen lung, adică e vorba de o implementare permanentă, începând cu constituirea propriu-zisă a ANCD.
O funcționare, ar fi necesară o funcționare eficientă a acestui mecanism de evitare a conflictelor de interese pentru membrii jurilor de specialitate, mecanism despre care vorbeam anterior. E necesară și o formare continuă a punctelor focale la care mă refeream în unul din punctele categoriei anterioare. Ar fi vorba și de cooptarea experților străini în procedurile de jurizare ale proiectelor de finanțare în domeniul cercetării și inovării. Propunem ca să fie instituită o proporție de minim 50% a experților străini în componența acestor jurii. Aici doar fac o mică mențiune. În Agenția Națională pentru Cercetare din Franța, în cadrul jurilor sunt cooptați experți străini în proporție de minim 60%. La fel, cu scopul de a evita conflictele de interese, iată că se întâmplă și pe la case mai mari. Următoarea propunere se referă la mecanismul de instituirea unui mecanism de oferire la solicitarea unui feedback pentru aplicanții la proiecte, fiindcă și aplicanții a căror proiecte nu au fost selecționate au dreptul și trebuie să cunoască motivele și ulterior, când vor participa la concurs, la alte concursuri, să știe cum ar putea să îmbunătățească propunerile lor de proiecte. Și în final, o propunere la această categorie ar fi vorba despre o instituire a unui mecanism de evaluare a rezultatelor proiectelor finanțate de către ANCD, fiindcă este bine cunoscut faptul că eficiența unei instituții nu se măsoară doar în cantitatea de finanțare distribuită, dar și într-un impact social, economic, cultural și de alt ordin a proiectelor desfășurate, un impact real, măsurabil și care să schimbe, să modifice în direcție pozitivă, bineînțeles, viața tuturor cetățenilor din Republica Moldova. Cam astea sunt propunerile noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și în continuare o rog pe doamna consilier Viorelea Moldovan-Bătrânac să ne ofere câteva cuvinte. Vă mulțumesc foarte mult, stimată doamnă secretar general, onorat prezidium, stimați experți consângeni, vreau să remarc că pentru mine a fost și o onoare și o experiență de a lucra cu dumneavoastră pentru elaborarea proiectului de reformă a cercetării și inovării, mult așteptată de societate. Ori unul din obiectivele prioritare pe agenda actualului guvern este sporirea rolului utilitar al științei. Dumneavoastră astăzi ați vorbit în diferite discursuri, ați abordat acest aspect. Eu aș vrea să remarc că, de fapt, domnul Dușeac și Svetlana Crang, deci au venit cu o expertiză pertinentă pe proiectele de politici care deja erau elaborate și în mare măsură au facilitat dialogul pentru a convinge societatea prin acele conferințe care au fost organizate, prin acele întruniri neformale pe care le-au avut cu mediul academic, cu autoritățile publice responsabile de acest domeniu anterior, Academiei de Științe și Ministerul Educației, pentru vizita care a organizat-o în Franța pentru doamna ministru, care era la început de mandat, deci a fost o oportunitate. Aș vrea să menționez că multe din sugestiile pe care le-a înaintat acest grup de excelență s-au regăsit în hotărârile de guvern aprobate. Ultimul eveniment a avut loc la 2 februarie și la 20 februarie au fost deja aprobate aceste proiecte. Unele, desigur, că au fost remodelate, mă rog, în proces de avizare, autoritățile publice centrale, dar și mediul academic a venit cu anumite modificări. În orice caz, obiectivele de bază de a spori rolul utilitar al cercetării inovării, de a spori transparența, responsabilitatea publică pentru mijloacele alocate în domeniul cercetării, ceea ce ați propus dumneavoastră, se regăsesc în aceste acte normative. Câteva, hai să zic așa, dileme sau o doză de dezacord, deci în privința unor propuneri pe care dumneavoastră le-ați înaintat, de exemplu,
stabilirea unei cote pentru experții străini care vor participa în evaluarea instituțiilor, evaluarea proiectelor, deși recunosc că este o practică relativ răspândită, totuși mai puțin aplicată în țările mici, cu bugete mici, deci care investesc în domeniul cercetării. De aceea, aici probabil că la prima etapă, desigur că noi nu excludem și chiar am fi bucuroși să identificăm reprezentanții ai diasporii care eventual în cadrul acestor proiecte, da? Adică o să discutăm ulterior, adică dacă am putea la etapa implementării reformei să valorificăm anumite resurse în acest sens și în timp am putea ajunge la o cotă mai mare de experți. Dar în diferite domenii există experți diferiți, plus chiar politicile europene spun că evaluarea trebuie să fie orientată spre atingerea unui anumit scop. Și deci noi, în primul rând, vedem scopul local de asigurare a dezvoltării Republicii Moldova, nu în ultimul rând internaționalizarea, dar identificarea domeniilor, crearea condițiilor care ar aduce valoare adăugată și ar spori acest buget pentru susținerea cercetării. În ceea ce privește conflictul de interese, noi am așteptat, dar eu sper că aici nu se termină colaborarea noastră și după această ședință, dacă veți fi dispuși, putem să mai discutăm. Deci acest compartiment ar urma să fie dezvoltat mai concret, mai ales ținând cont de faptul că Moldova este mică. Iarăși revin la particularitățile țărilor mici, unde fiecare se cunoaște și riscul de, deci în dependență de modul cum vor fi definite aceste conflicte de interese, fiecare a doua persoană să fie absolventul sau să fie profesor a unei instituții este foarte mare și atunci intrăm într-o deficiență de implementare a politicilor. Cu referință la indicatorii de impact, dumneavoastră ați venit cu o serie de propuneri, da, le susținem, dar și aici așteptăm și din partea dumneavoastră așa, deci o întărire a acestui compartiment prin definirea impactului, indicatorilor de măsurare a impactului socioeconomic. Ori indicatorii pe care i-ați propus mai mult se referă la impactul academic și acesta. Deci, de asemenea, urmează să fie contextualizat ori în domeniul artelor, de exemplu, limbii și literaturii române, nu vom găsi atât de mulți indicatori, pentru că indicatorii care i-ați propus sunt mai, într-o măsură mai mare relevanți pentru domeniul științelor. Și riscul de a crea anumite blocaje pentru domenii care, să zic, la moment aduc mai puțină valoare adăugată economică, dar destul de importantă și necesară socială, trebuie să fie considerată. În rest, detalii tehnice, ca să nu sustragem atenția colegilor, aș vrea, stimată doamnă secretar, dacă îmi permiteți câteva cuvinte cu referință la prezentarea domnului Toma, pentru că noi cu colegul meu, domnul Buga, am colaborat împreună și câteva idei vis-a-vis de propunerile pe care dumnealui le-a înaintat. De asemenea, stabilirea unei cote standard pentru alocarea resurselor financiare instituțiilor pentru cercetare nu este cea mai corectă formulă, pentru că instituțiile din domeniul învățământului superior au autonomie financiară, au anumite priorități și nu este chiar corect. Dar stabilirea unei cote la aplicarea pentru finanțare, deci este o practică răspândită, dumneavoastră cunoașteți, toate proiectele europene presupun o anumită cotă, contribuție, să zic așa, atunci când se aplică la proiecte. Cu referință la dezvoltarea capitalului uman și în special pe dimensiunea care dumneavoastră ați prezentat-o, apropo, aici aș vrea să fac așa o mică concretizare. Raportul sau elaborările prezentate de domnul Toma mai puțin poate se înscriu în conceptul clasic al politicilor publice, dar este o temă foarte bună care definește prioritățile în domeniul cercetării, pentru că Ministerul Educației urmează să elaboreze programul național pentru cercetare și inovare și eu sper foarte mult că acest domeniu se va regăsi, ori el aduce și din punct de vedere economic plus valoare și este un domeniu absolut important pentru prevenirea bolilor, pentru asigurarea sănătății în țară. La această etapă, profitând de ocazia că este și doamna Belei, secretarul
de stat în domeniul educației, responsabil în domeniul cercetării, aș vrea să menționez că deja de câțiva ani Ministerul Educației finanțează proiectele doctorale în bază de concurs de proiecte, unde dumneavoastră împreună cu Universitatea de Medicină, eventual Universitatea Tehnică, pentru că e timpul să apară și proiecte colaborative, proiecte multidisciplinare, deocamdată cadrul normativ nu prevede acest lucru, dar chiar dacă veți veni cu un proiect de doctorat în anul ăsta, deci e real să fie aplicat și doamna Belei sunt sigură că va fixa acest domeniu ca și unul prioritar. Cu referință la numărul de granturi obținute de Republica Moldova în cadrul programului Orizont 2020, desigur că capacitățile sau competențele necesare pentru a aplica la aceste granturi sunt slab dezvoltate și aici probabil că noua agenție va trebui să prevadă o linie de finanțare în acest scop, dar mizăm foarte mult pe faptul că de asemenea dumneavoastră împreună cu partenerii Universitatea de Medicină, Universitatea Tehnică veți aplica la un astfel de proiect. Și ultima recomandare despre care ați vorbit, auditarea universităților, instituțiilor de cercetare odată la 2 ani, bine, este prea frecvent, să zic așa, ar sustrage mult instituțiile, dar noul cadru normativ despre care au vorbit colegii antevorbitorii, domnul Dușiac, doamna Crangă, prevede această evaluare instituțională pentru a beneficia de finanțarea din partea statului și aș vrea să remarc că și astăzi universitățile sunt obligate în contextul responsabilității publice de a plasa pe pagina web raportul de activitate, planul strategic, unde dumneavoastră puteți găsi toată această informație. Pe cât de eficientă este această planificare, această repartizare? Da, aici mai avem de lucrat, dar acest instrument deja este reglementat în cadrul nostru normativ. Cam atât. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult. Sunt încântată pentru cunoștință, pentru discuțiile pe care noi le-am avut și mizez foarte mult pe colaborare în continuare. Vă mulțumesc și eu, doamna Moldovanu Bătrânac. Într-adevăr, noi sperăm că cu suportul centrelor de excelență ale diasporei vom putea stabili parteneriate pentru a aplica mai competitiv la programele comunitare gen Orizont 2020, dar nu numai acest program, mai sunt programe comunitare pentru care Republica Moldova este eligibilă. Aș vrea de asemenea să menționez că, într-adevăr, poate nu toate elementele noi din politicile publice elaborate în cadrul grupurilor de excelență pot fi aplicate imediat în Republica Moldova, dar noi le considerăm ca propuneri de politici publice ținte spre care trebuie să tindem, fiindcă multe din elementele care au fost generate de experții în cadrul grupurilor de excelență sunt bazate pe bunele practici internaționale, pe unele standarde de calitate internaționale care pot în final să asiste sau să ne ajute în modernizarea Republicii Moldova. Pentru alte două grupuri tematice avem interconexiunea prin internet, dar cu acceptul colegilor, reprezentanților din diasporă, deci vom omite aceste conexiuni, fiindcă suntem limitați în timp și aș vrea să trec la o prezentare a componentei 2 și anume a activității de susținere a centrelor educaționale din diasporă și în acest sens îi ofer cuvântul doamnei Lucia Cucu, președintele Asociației Naționale a Trenerilor Europeni din Republica Moldova. Dar vreau să menționez, până ai da cuvântul doamnei Cucu, că toate propunerile de politici publice vor fi definitivate și vor fi plasate pe pagina web a Biroului pentru
relații cu diaspora, respectiv o să fie un proces transparent pentru a vizualiza, deci, rezultatele sau propunerile de politici publice care au fost înaintate cu concursul grupurilor de excelență ale diasporei. Doamna Cucu, aveți cuvântul pentru a ne prezenta, iarăși succint, rezultatele activității pe această componentă acestui program, care noi o apreciem ca extrem de valoroasă. Aveți cuvântul. Pentru echipa noastră, Lucia Cucu și Alexandra Barbaneagră, consultanți OIM, a fost o plăcere să avem acest proiect interesant pentru a crea un sistem de predare învățare a limbii române pentru diasporă. Menționez că în această echipă de elaborare a acestor materiale este o echipă mare. Suntem aproximativ 20 de persoane care au elaborat, au recenzat, au propus un material util, necesar pentru acei profesori din diaspora care desfășoară cursuri de limba română. Inițial vreau să spun în ce constă acest sistem de predare. Eu cred că este un început de sistem. Noi sperăm că vom putea să continuăm cu a desfășura sistemul de predare nu doar pentru etapa incipientă, dar și pentru cei mai avansați. Sistemul de predare constă în faptul că a fost elaborat un curriculum de limbă română pentru centrele educaționale din diasporă, care a fost aprobat de către Ministerul Educației. Acest curriculum prevede predarea învățării limbii române la nivelul începător, dar aici mă refer la nivelul A1 și nivelul A2, ceea ce le-ar permite copiilor din diaspora, revenind acasă, să poată să mai ușor să se integreze în școală, dar și pentru faptul că ei vor să își mențină sau să își să stabilească, să mențină să mențină contactul cu bunicii, cu părinții, cu rudele cei din Moldova. Curriculum elaborat, după ce a fost elaborat curriculum, a fost și elaborat un ghid metodologic care prevede pas cu pas cum să implementăm acest curriculum. Aici mă refer la metode, procedee de audiere, de vorbire, de citire, lectură și toate activitățile integratoare pe care le realizează un profesor de limbă română, fie că în școală, fie că în centru. Ghidul metodologic mai presupune și o listă de materiale didactice auxiliare care le poate oferi ca suport pentru centrele educaționale în cazul în care ei au copii de diferite vârste, dar și de diferite niveluri de cunoaștere a limbii române. A fost o inițiativă frumoasă să avem acest proiect și cred că profesorii din centrele educaționale au fost încântați de ideea de a veni la un training de formare continuă aici în țară, un training de o săptămână în care un grup de experți, 8 experți, am putut să fim alături de ei și să-i ghidăm în pașii care prevede predarea învățării limbii române. Sigur că în diasporă ei deja au un model, o modalitate de predare. Noi am încercat să-i orientăm nu doar spre a învăța o poezie, un cântec, deși o fac foarte bine și cred că pentru noi este o mândrie faptul că acești copii pot să recite în limba română, pot să cânte frumos în limba română, dar ne-am orientat și pe ideea ca să-i putem să vorbească în limba română, să vorbească cu bunicii, să vorbească cu rudele și în cazul în care, totuși, speranța noastră este că ei, poate că ei se vor reîntoarce acasă și vor putea mai ușor să se integreze în școală. După ce a fost elaborat ghidul, curriculum,
a fost trainingul de formare la care am văzut aceste necesități ale profesorilor de limbă română din diasporă. Am parcurs la o altă etapă de a elabora un manual de învățare a limbii române pentru diasporă. Nu a fost simplu ca să înțelegem că, de fapt, aici avem de-a face cu... Nu este limba română, nu este limba română limba a doua, nu este limba română limba străină pentru ei, ci este un model în care, practic, el trebuie să învețe limba mamei alta decât cea pe care o utilizează el, fiind în Italia, Franța, Olanda sau Rusia. Și atunci noi ne-am străduit ca în acest manual, pe care eu sper că noi îl vom vedea astăzi călduț ușor venit de la tipografie, ne oferă posibilitatea împreună cu un grup de 5 prieteni de vârstă 5-13 ani, și aici mă refer la cei prieteni care îi ghidează pe ei în ceea ce înseamnă limba română acasă sau în țară. Curiculum care a fost elaborat, sigur că este, ține cont de cadrul european comun de referință pentru limbi, și aici mă refer la faptul că inițial am spus că este vorba de un sistem. Am prevăzut etapa incipientă, nivelul A1, nivelul A2, după care urmează alți pași. Așa este cadrul european comun de referință și este recomandabil ca noi să urmăm toți acești pași pentru a dezvolta în continuare și alte nivele. Conținutul, iată, acestea sunt curiculum la limba română și ghidul metodologic, care de fapt prevede predarea învățării integrată a limbii române, un moment necesar și util, ținând cont că aceste centre educaționale ei desfășoară și ateliere culturale, și dans, și pictură, și muzică. Și atunci predarea învățării integrată chiar este un model foarte reușit pentru ei, ceea ce le-am recomandat și o facem în continuare prin acest ghid metodologic și curriculum, care va fi plasat pe site, atât pe site-ul BRD-ului, cât și pe site-ul Antemului, pentru ca cei care au nevoie să poată să îl utilizeze. Iată, aceasta este manualul, Învățăm limba română împreună, primii pași, aceștia sunt copiii care îi ghidează pe cei care vor să învețe limba română. Manualul de limba română are și un colorit național. Ne-am străduit să introducem aici și elemente de cultură care să poată să îi apropie mai des sau mai mult de ceea ce înseamnă Republica Moldova. Manualul este pentru copiii de vârsta 7-12 ani. A fost inițial o întrebare de ce 7-12 ani și nu 5 ani. Menționez aici că Antemul mai are elaborate niște materiale și pentru vârsta de 5-6 ani noi le propunem la dispoziție o altă cărțulie foarte colorată și mai potrivită pentru această vârstă. La finele fiecărei lecții, copilul este plonjat într-o oază a culturii naționale, poezii, cântece, ghicitori, similituri despre texte, despre ceea ce înseamnă costumul nostru național, despre bucătăria tradițională, despre obiceiuri și tradiții. Sunt incluse în manual pentru a-i conecta pe copii la valorile neamului din care își trag originea. Fiecare lecție are un brâu național în care este un moment cultural aproape, cu imagini colore, cu un text autentic, reușit și o limbă română corectă. Sigur că manualul are și un material audio pe care îl poate ajuta ca să își formeze o dicție frumoasă în limba română. Astfel, un grup de actori ne-au ajutat și ne-au susținut ca aceste materiale să fie înregistrate audio foarte reușit,
clar, rar, strict pentru, pentru nivelul care îl au acești copii. Iată, aici sunt niște secvențe de la trainingul de formare a cadrelor didactice. Aici au fost în jur la 15 persoane din diferite țări care prestează astfel de servicii de predare învățare a limbii române. Noi le-am propus la dispoziție toate materialele pe care le avem, inclusiv și carduri didactice, și materiale audio, și CD, și video, și învățăm română la distanță, un alt program pe care noi îl avem, pe care la fel ei îl pot utiliza. Ne bucură faptul că acești profesori, de fapt, pentru ei este un voluntariat. Și ei cu mare entuziasm predau limba română. Poate nu spunem chiar predau limba română, cât promovează tot ce ține de limba română și de țara noastră. Am văzut o experiență bună din partea celor din Irlanda, care chiar deja au un sistem format de învățare a limbii române, și cred eu că îi vor ajuta materialele elaborate, îi vor ajuta pe ei să își dezvolte centrul și să își dezvolte serviciile pe care ei le prestează pentru acei copii. Mă bucur faptul că Organizația Internațională pentru Migrație și Biroul pentru Relații cu Diaspora a reușit să pune pe masa acestor profesori aceste materiale didactice foarte necesare, dacă îmi permit să spun, și de mult așteptate. Am avut această solicitare, cred că acum vreo 8 ani, și noi nu am putut să o realizăm, dar iată că astăzi aveam această frumoasă ocazie și plăcere să o avem pe masa centrelor educaționale. Și cred că și aici, în afară de faptul că ghidul, curriculum, manualul, înregistrările audio, aceste centre educaționale au primit și un set de carte voluminos, ceea ce înseamnă literatură, cultură, istorie de Moldova, care ei pot să le utilizeze atât în cadrul cursurilor, cât și în cadrul atelierelor pe care ei le desfășoară. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamna Cucu, noi tot vă mulțumim, întregii echipe de experți care a lucrat la aceste materiale, care într-adevăr sunt mult așteptate de către reprezentanții din diaspora, și noi credem că acest suport va fi extrem de valoros și va veni să sprijine păstrarea identității naționale, culturale și lingvistice a reprezentanții, a copiilor din diaspora, cu țara de origine, cu Republica Moldova. Stimați colegi, vreau să menționez că când a fost lansată această componentă a programului, inițial erau doar 10 centre educaționale care au fost înscrise în acest program. După aceea a venit solicitarea la încă 3 centre și atunci s-au partajat un pic resursele, s-au mai adăugat un pic finanțarea pentru a acorda suport și a 3 centre adiționale din Federația Rusă, din Georgia și din Trentino, Italia. Actualmente, deci, cu suportul acestei componente a programului, deci au primit asistență 13 centre educaționale. Suntem la finalul acestei ședințe. Vreau, în primul rând, să aduc înalte aprecieri tuturor reprezentanților diasporei care au lucrat în aceste grupuri de excelență. Vreau să mulțumesc și reprezentanților societății civile și reprezentanților mediului academic, care au contribuit de asemenea în realizarea acestor activități. De asemenea, țin nemijlocit să mulțumesc secretarilor de stat de la toate ministerele din Republica Moldova, care astăzi au găsit timp pentru a veni la acest
acest eveniment de sau finalizarea programului dat și sper eu că acele propuneri de politici publice care au fost prezentate sau care o să fie deci diseminate o să fie preluate de ministere, fiindcă în fiecare propunere de politici publice poți găsi elemente care sunt proprii și altor ministere, nu neapărat tematicii care a fost enunțată. Totodată este și o încurajare pentru dumneavoastră pentru a vă gândi la crearea unor altor grupuri de excelență pe alte domenii tematice care țin nemijlocit de competența ministerilor care le reprezentați. Nu știu dacă cineva are careva întrebări, vă rog să le adresați. Dacă nu, deci folosesc acest prilej în finalul acestei ședințe încă o dată în persoana domnului Ghenadi Crețu ca să-i mulțumesc Organizației Internaționale pentru Migrație pentru suportul de durată implementarea agendei de reforme a Guvernului Republicii Moldova și în mod special pentru realizarea acestui program și noi privim cu încredere și cu deschidere pentru consolidarea cadrului de cooperare și pentru extinderea acesteia. Vă mulțumesc la toată lumea și vă doresc o zi bună în continuare. Și da, vă mulțumesc mult, doamna Talei. Tot ce a fost bun în acest proiect, program va fi perpetuat și făcut parte a unor proiecte viitoare care sperăm să înceapă cât de curând. Între timp vă invităm la o mică pauză de cafea care sperăm va substitui măcar cât de puțin timpul răpit de la pauza de masă. Vă mulțumesc mult! Da. Domnul Ghenadi, vă strâng mâna și domnul Constant, vă strâng mâna. Da, cu valoare.